Cum a fost cu plecarea aia? Ionuț, tot așa, Chirilă, mai era părintele unui copil care era cu noi. Lasă să-i spun. Deci erau două grupe, 7-6 noi și venise și mai aveam cu o grupă mică, înțelegi tu, Chirilă. Erau 7-7, 7 și... Da, cu n-am da. Da, și era și părintele unui copil, avea așa o lură de securist. Zice că și acum Chirilă, prin tânăr și el la vremea el s-a mutat la alt hotel, că mai avea și el mândrute, mai avea o dată și zice, băi, Laurențiu, ai grijă de băieți cu tare să... Adică eu eram responsabil. Mm. Ai grijă, băieții cu tare, un alta, să la ora 10, stingerea, mă rog. Și îi spune și ăsta, Neac Părnel, Chiviziul, îl cheamă pe părintele, nu l-am mai văzut de mult. Mm-hmm. Neac Părnel, ai grijă de băieți cu tare, un alta, stingerea la ora 10, zic, gata, ok. Și acum la ora 10, toată lumea stingerea, o trezesc pe ăsta din supă, Bogdan. Și haide mă, trezește. Băi, omul ce făcea asta, Laurențiu, ca să simplific? El lua cheile de la toate camerele și controlea pe toți, înțelegi? Da. Și a zis, vezi, te duci la ora 10, controlezi pe toți, dar care doarme, nu știu ce, nu mai se nimeni din camere. Și mă, eu dormeam, da. Dai seama, vin de scoală-te, mă, băi, ce mă, ești nebun? Scoală-te, mă, îmbracă-te, bă, lasă-mă că nu mă îmbrac, ești nebun la cap, ne-am îmbrăcămite de stradă, am numai sport. Hai să cam eu. Și mi-a dat de la el, băi, nene, băi, că am și am, unde crezi că mergem, fratele meu? Al lui Iau, luăm pe Neac Părnel cu noi. Îl luăm pe ăla, da, îi zice ăsta, îi zice Laurențul ăla, băi, vezi că în seara asta vrea să ieși cu noi. Și ești padicatul nostru, suntem copii de ambasadori, spune lola. Aha. Gata, unde mergem? Copii ambasadorul de Israel, că era mai brunet. Da, Israel. Și unde crezi că mergem? Băi, mergem la... Fii atent, la internațional mergem, fratele. Mergem la program de noapte cu balerii. La Cuvânt de Noapte. La Sinaia. În Sinaia, dar la internațional, da. Și intrăm acolo. Se duce ăsta, îi spune lola cu tare și cheamă pe șeful de sală. Îi bagă Laurențiu, zice lola, îi zice, stăm cu copiii ambasadorului, vă rugăm, dați-ne o masă. Păi nu mai avem mese. Ia băgă lola 300 de lei, Odean, îți dai seama, 300 erau foarte mulți bani. Laurențiu era și blindat acolo. Da! În cantonament. Ce crezi? Păi avea la el 20.000 de lei, nu știu, l-a făcut el, a luat, da, tasul, da, la baby, de la sărbete. Au 20.000 de lei și a plecat în cantonament, a venit în cantonament, îți dai seama. I-a dat 300 de lei lola, băi băiatul, și unde ne-a pus masă? În centrul la scenă, frate. Pe ringul de dor. Aproape de ring. Unde erai... dau balerinele. Băi, nene, stai seama. Chirilă, unde crezi că avea masă, mă, cu unui restaurant? Una peste alta, da? Asta a fost surpriza. Era și Chirilă acolo, dar noi nu știam. Noi nu știam că era Chirilă acolo. Băi, nene, în fine. Era și Chirilă, pe, avea o masă prin spate, pe acolo, pe la... Avea la masă mai proastă. Băi, nene, da, mă, stai să vezi. Și unde avea Chirilă masă? În spate, fratele meu. Era ce, mă, te doare capul. Și când v-a văzut ce... Păi stai să vezi, comandă ăsta 2-3 șampani, zice că noi nu beam. Da, da. Dragii, ce vrea să vadă dansatoare. Atmosferă, da, da. Trebuia să dea bine pe masă acolo. Da. Normal, păi eram copii, mă, ce aveam 14 ani, 15, și-ți dai seama. Da. Ăsta bine, nu, ăsta nu părea de 14 ani, că era în alt rău de tot. Toate gacii aia dansatoare se uitau, îți dai seama, cine spui? Acum, din spate, cum vede Chirilă, cum nu vede, că vede pe ăsta, că era la masă și pe ăla... Băi, nene, când apare Chirilă la masă, zic, gata, mă, da afară ăștia, de ce? Mă, ai de echipă? Da, da. Că zic că ăsta n-avea nimica cu Laurențiu, era lider de echipă, n-avea cum să-l dea. De. Și vine Lică în față, ăsta, Chirilă, și ne vede acolo. Bravo, Licuță! Iau masă în spate, tu ai lângă scenă. O, domn profesor, luați locul! Dar ce a zis el? Da, era supărat, Chirilă. Băi, nene, era cu gagică ăsta acolo, în spate. Domn profesor, relaxați-vă, aveți șampania pe masă. Că noi plecăm, am venit să vedem doar ce e așa, să luăm puțin pulsul. Și l-a lăsat pe Chirilă cu alea acolo, cu șampaniile, cu tot, și a dus gagica în față. Și am plecat cu ăsta unde crezi? La restaurant, băiatul. Am plecat de acolo la... Nu vă simțeați bine cu domn profesor acolo? Păi n-aveai cum, mă, fratele meu, să... N-ai. Și l-ați luat și pe ambasadorul? Păi și pe, nu pe ăsta, pe bodyguardul, mă, era ambasadorul. Șoferul. Ambasadorul. Da. Da. Și ne-am dus, fratele meu, ne-am dus la New Montana, lângă New Montana, era Sinaia, mă, tot așa, club mișto de ăsta, știi? Uh-huh. Și am stat puțin acolo și ne-am dus la cantonament. Da, fabuloasă povestea. Băi, nene, băi, da.